băieți. Bună ziua. Uitați aici. Deci, dumneavoastră știți, sunteți creștin ortodox? Da. Știți că patriarhul rus a declarat război sfânt contra Ucraina? Ați auzit asta? Nu știți? Patriarhul Moldovei, Kiril? Păi, aici Kiril la Rusie, dar... Dar este și patriarhul Moldovei. Te-ai căutat, cum îl cheamă? Vladimir... Da. Dar este, el este sub Kiril. Toată Mitropolia Moldovei este sub Mitropolia Rusiei. Mitropolia Moldovei recunoaște pe Kiril ca patriar. Se roagă pentru el. Cum a fost așa și că cum înainte era? Nu mi-e trebuie română, oricum se mai spune așa. Da, știți, Mitropolia Basarabiei, afiliată cu România, finanțează bisericii din Republica Moldova și preoții ei. E, mă scuzați, dar nu-i din în Republica asta la noi. Ei se sfădesc între dânsul. Unde era înainte un preot sfădească alt preot, de pildă? Păi, dar ține de politică, pentru că unii țin cu Rusia. Da, și, alții cu România. Alții cu România. Și problema este că toată Mitropolia Moldovei a fost moștenită de la Rusia. Nu le-a dat o șansă să aleagă liber. Nici preoții n-au puterea să aleagă, pentru că ei încearcă să treacă de la o mitropolie la alta, ei sunt amenințați, ei sunt presionați. Da, judecați, arestați acolo, sunt vreo câțiva ori. Ați auzit asta. Deci noi cerem ca fiecare comunitate să-și aleagă liber mitropolia, protecție legală pentru preoții și credincioșii mitropoliei Basarabiei în contextul presiunilor și amenințărilor din partea Rusiei. 90% sunt cu Rusia la moment și știți că ministrul culturii să revizuiască acordurile cu bisericile istorice moștenite din Uniunea Sovietică și România, care au fost date Mitropolie Moldovei și acum susțin războiul și să semneze acordul direct cu fiecare comunitate religioasă. Eu nu susțin războiul, dar vreau să iei pași. Nu sunt și de frate. D'acord. Și cum nu se cheamă Putin cu Zelenski acolo într-un cabinet, trântițul care dovedește și ala, dar nu e așa, și să moară băieți tineri, frate cu frate, om moșnești, copii mici. Noi vorbim despre biserică aici din Republica Moldova, în cazul în care 90% țin cu Rusia și... Războiul nu-i bine. Nu-i bine. Ok, sunteți de acord cu asta, da? Da. Bine, cum vă numiți dumneavoastră și primiți scrisoarea asta? La ministri și deputați, să revizuiască acordurile, să dea libertate oamenilor, să-și aleagă mitropolia. Da. Și satul este... Rădulenivei. Aici este Florești, da? Da. Semnați aici. Vă mulțumesc foarte mult! O zi bună!